Ana și Daniel au mers să facă sport, așa cum au spus că doresc să facă prima dată. Bogdana s-a apucat de făcut curat în baie. Liviu, în bucătăria băieților, a pregătit micul dejun pentru el și Bogdana. Când a venit Bogdana, i-a spus că este foarte frumos, i-a prinsese și lumânărele pe masă. Liviu îi spunea, așa te răsfăț eu pe tine viața mea și Bogdana a apreciat, iar Liviu a zis că așa e el creativ și își dă interesul s-au așezat la masă să mănânce. Bogdana era destul de nemulțumită de ce a găsit în baie, îi spunea lui Liviu că este jale acolo și îl întreba de niște periuțe de din spuse într-un pahar murdar dacă le mai folosesc băieții. Liviu zicea că da și Bogdana spunea că parcă ar fi de 100 de ani puse acolo și chiar e curioasă dacă se mai spală cineva pe dinți cu acele periuțe.